Spitalul orășenesc Balș face pași spre modernizare. Unitatea medicală nu înregistrează datorii, asigură bolnavilor medicamentele necesare, dar este loc și de mai bine, spune managerul Ștefan Stănculescu. Pentru a asigura un act medical de calitate înaltă, reprezentanții unității medicale vor să extindă camera de gardă, care în prezent are doar două paturi. Noi avem nevoie de o extindere la demisolul spitalului pentru a avea spații suficiente să putem transforma camera noastră de gardă, care e o cameră de gardă, în cameră de primiri urgenți. Dacă acest lucru s-ar realiza, ar fi foarte bine. Atunci ar fi asigurate toate urgențele cu personal pentru această cameră de primiri urgențe, medici urgentiști, cu asistenți, și ar fi, vă dați seama, foarte bine și pentru bolnavi și pentru noi. În momentul de față, noi asigurăm la camere de gardă cu medicii, până intră în gardă cu medicii care sunt pe diferite secții. Cel mai greu este în cazul unui accident cu victime multiple. Nu există spațiu necesar pentru îngrijirea pacienților și nici personal suficient. Extinderea camerei de gardă presupune modificarea structurii spitalului, iar pentru acest proiect este nevoie de aprobarea Consiliului Local și Ministerului Sănătății. O altă problemă cu care se confruntă spitalul o reprezintă programul din ambulatoriu, care trebuie regândit. Adresabilitatea este foarte, foarte mare. Este în creștere, dar a trebuit la anumite cabinete să mai suplimentăm programul medicilor de acolo și în viitor ne gândim la câteva cabinete să facem program în două ture. N-a fost până acum, dar ne gândim la această problemă, pentru că la psihiatrie, de exemplu, bolnavii psihici trebuie consultați, iau un alt regim, un timp mai lung, și nu poate să facă față un medic numai într-un program de 7 ore. Zilnic, la camera de gardă se prezintă între 30 și 50 de pacienți. Spitalul din Balș are 120 de paturi, iar în fiecare lună aproape toate sunt ocupate.